fain ca pe îndoială, e clar că ăsta i-am dat 5 stele. Am tras cu dinții să nu-i dau 5 stele. Hello, my beautiful babies! Mai am o cafea aici, deși este ora 9 și ceva, mi se închid ochii. Se închid ochii. Asta și poate pentru că m-am trezit pe la 5 și de atunci sunt aici ca mini-tehnicus, fac o grămadă de chestii. Dar acum mi se închid ochii și am zis că până îmi beau cafeaua asta să filmez rapid wrap-up-ul pentru luna ianuarie. Era să zic februarie, deja mă vedeam la final de luna. Așa. Wrap-up care, din punctul meu de vedere, este minunat. A ieșit absolut incredibil, având în vedere contextul și având în vedere situația. Dacă ați văzut clipul ăla cu obiectivele mele literare și ce am eu de gând să fac și ce am eu de gând să citesc anul ăsta, câte cărți am de gând și rezumatul anului trecut în același timp, că este un rezumat înainte de asta, ați aflat că unul din obiectivele mele majore de anul acesta este să nu mai încep cărți și să le las neterminate. Ceea ce trebuie să vă zic că am făcut din belșug luna asta. Cred că am început, dacă mi arată bine Goodreads-ul, cred că vreo 10 sau 15 cărți am început. Din care am terminat 8. Am început o grămadă de cărți, nu știu ce a fost cu mine. Efectiv, mă apucam de carte, mi se părea la început interesantă, după care... vreau altceva. Mă apucam de altă carte, iarăși, super drăguță, super interesant, după care... nu mai am chef. Și tot așa. Și uite așa am ajuns în punctul în care am 8 cărți finalizate, am citit 8 cărți luna aceasta și dacă ne uităm pe statistică, stați așa, statistica ne spune în felul următor. Avem așa, 2 cărți de 2 stele, 2 cărți de 3 stele, o carte de 4 stele și 3 cărți de 5 stele. Ceea ce mi se pare un raport absolut minunat. Stați să vedem. Sunt 2, 3, 4, 6, 8. Da. Sunt 8. Știți că eu stau prost cu număratul și niciodată nu-mi ies numerele. Așa, deci asta este statistica mea și cam așa arată. Și acum o să povestim despre cărțile pe care le-am terminat, despre cele pe care nu le-am terminat. Nu povestim că n-am terminat. Așa. O să le lăsăm pentru un alt clip. Și mi-ar face mare plăcere dacă mi-ați spune și voi ce ați citit luna asta, dacă ați apucat să citiți ceva. Pentru mine a fost o lună foarte bună, având în vedere contextul, a fost o lună foarte bună. 8 cărți pentru mine este mult într-o lună, ceea ce este minunat. Știți că obiectivul meu este de o carte pe săptămână, deci practic au fost 2 cărți pe săptămână, să spunem, ceea ce este fantastic. Și avem așa, prima carte pe care am început-o și am și terminat-o pe anul acesta. Este o carte pe care încă nu ați văzut-o. După clipul ăsta o să vină un haul, da? Deci să nu vă speriați dacă pun în haul niște cărți pe care le-am citit de-aia, pentru că l-am filmat înainte de clipul ăsta, dar mi se pare prea târziu să pun wrap-up-ul la jumătatea lunii. Creierul meu gândește, da? Un neuron și-a la prăjit. Bun, și prima carte care mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, e fantasy, este young adult, este... ceva un pic diferit și deși ești avertizat de pe copertă să nu iei totul în serios, că totul e un joc și aveam treaba asta în minte până la final, tot a reușit să, la final am reușit să uit avertizmentul și să mă implic emoțional și să plâng, ca după aia să-mi dea 2 palme așa și să mă trezesc că de fapt totul a fost un joc. Este vorba despre Carnaval. Este primul volum din seria Carnaval. Și scrie aici, mare, scrie: ține minte, e doar un joc. Partea faină este că autoarea, Stephanie Garber, a construit atât de frumos povestea asta, încât te ia, te duce, te întoarce, te tăvălește. Ții minte că este un joc până la final, până aproape de final, și tot ce se întâmplă rămâne în mintea ta ca fiind un joc, după care îți introduce niște elemente din astea care te șochează și îți dai seama, păi nu, că jocul s-a terminat, stai, că nu, așa s-a terminat jocul. Nu, de fapt nu așa se termină jocul și vine răstăgmăcearea la situație și îți dai seama că ai plâns degeaba ca un prost.
în cazul meu, proastă. Așa, și da, a fost o carte care spre final cel puțin m-a emoționat foarte tare. Despre ce este vorba? Cartea se deschide cu două surori care trăiesc pe o insulă. Tatăl lor este guvernatorul acelei insule și este un tiran, este un om foarte rău, se poartă foarte urât cu ele, este foarte, foarte rău cu ele, este abuziv. Chiar apropo de asta, aveți grijă dacă sunteți foarte sensibili la tot ce înseamnă abuzuri fizice de către părinți sau chestii de genul ăsta. Nu e o carte pe care să puneți mâna pentru că e puțin grafică, este puțin dură. Adică chiar m-a impresionat cum din primele pagini tratamentele la care erau supuse de către tatăl lor erau foarte dure și descrise, adică foarte, foarte dur. Da? Este o carte dură din punctul ăsta de vedere și mai încolo, pe parcursul cărții, se mai întâmplă niște lucruri care la fel sunt dure, grafice și s-ar putea să vă sensibilizeze. Dacă aveți probleme de genul ăsta, stați la distanță, nu e pentru voi. Dar dacă nu aveți probleme de genul ăsta, țineți cont că totuși este vorba de ceva destul de grav. Și avem aceste două surori care sunt abuzate de tatăl lor. Cea mare, Scarlett, este promisă spre a fi dată în căsătorie unui conte pe care ea nu-l cunoaște și nu știe nimic despre el, iar cea mică este puțin mai rebelă. Scarlett este genul de personalitate submisivă, adică ea face ce îi spune tatăl ei, este foarte frică de tatăl ei și atunci nu contestă nimic, nu încearcă să-l înfurie, nu încearcă să-i calce pe cuvânt, în timp ce Donatella sau Tela, cum mi se spune, este o zgâtie de copil, este o zgâtie care ea vrea să aibă aventuri, vrea să calce pe cuvânt tatălui ei, ea vrea să facă altfel, ea vrea să scape de acolo, pentru că în fond și la urma urmei ambele își doresc același lucru, și anume să plece de pe insula aia și să scape de tatăl lor abuziv. Scarlett crede că o să plece prin căsătoria asta aranjată, pe când Donatella îi spune, nu ți se pare că e ceva fișii la mijloc? Și în egală măsură, în paralel, în lumea asta, există o insulă pe care se organizează anual un carnaval de către un tip foarte misterios, un tip despre care ele știu de la bunica lor niște povești, dar nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar își doresc foarte mult, cât au pe parcursul copilăriei lor, își doresc foarte tare să ajungă acolo în carnavalul ăla, pentru că este ceva magic, este ceva inedit, este ceva absolut fantastic. Iar descrierile despre carnaval, când reușesc să ajungă până la urmă la carnaval, descrierile sunt absolut fabuloase despre carnaval. Este o lume cumva, eu mi-am imaginat-o cumva asemănătoare cu Alice în Țara Minunilor. Cumva seamănă puțin, se întâmplă niște lucruri bizare care sfidează fizica și natura și absolut tot. O să vedeți dacă citiți cartea, este că sunt chestii interesante acolo, dar ele pentru a ajunge pe insula asta au nevoie de cineva și Donatella, fiind ea o tipă cu foarte multe resurse așa și fiind mai nefricată decât Scarlett, se gândește să se cupleze cu un tip care le ajută să ajungă pe insulă. Dar în momentul în care ajung pe insulă, Donatella dispare, iar Scarlett începe un fel de concurs, un fel de cursă din asta contra cronometru pentru a o găsi, pentru că ea rămăsese blocată, că ea se duce să mărită, adică ea rămăsese, chiar dacă a ajuns la carnaval și cumva carnavalul, zilele carnavalului se suprapuneau peste ziua în care ea trebuia să fie, să se căsătorească și ea a zis că nu, stau o zi și plec. N-a mai stat ea o zi, că s-au întâmplat niște lucruri, multe lucruri pe acolo și pleacă într-o cursă din asta contra cronometru pentru a o găsi pe sora ei. Ce v-am zis eu aici nu sunt spoilere, pentru că le găsiți și pe spate. Deci stați liniștiți că nu v-am dat multe spoilere, pentru că de fapt cartea în sine începe din momentul în care Scarlett ajunge pe insula carnavalului și își dă seama că Donatella a dispărut. Și de acolo Scarlett împreună cu acest așa zis iubit al Donatelei încep să această cursă de a o găsi pe Donatella și de a vedea ce se întâmplă și de a o scoate din lumea aia ciudată, absolut bizară. Da, mi-a plăcut foarte mult cartea, este scrisă într-o manieră foarte ușoară, lejeră, foarte frumoasă, descrierile frumoase. Singurul lucru care m-a scâit puțin foarte tare și aici cred că e din cauza faptului că autoarea este destul de tânără, este faptul că am văzut că
scria Scarlett aproape la fiecare început de frază sau peste tot menționa Scarlett, 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 Scarlett. Adică și în situațiile în care sau în dialogurile în care știai că ea vorbește sau când știai că este vorba nu de ea sau când erau descrierile lui Scarlett, tot timpul era Scarlett, Scarlett, Scarlett. Adică a repetat cam des numele ei, mi s-a părut puțin prea așa obositor. Da, și totul se duce și se întâmplă și până se angrenează în jocul ăsta al carnavalului, pentru că ca să câștige, carnavalul presupunea un joc, puteai, la carnavalul ăsta puteai să fii spectator, să asiști doar sau să fii concurent, pentru că se desfășura un concurs în care dacă câștigai, adunai toate indiciile și dacă câștigai acest concurs, ți se îndeplinea o dorință și... se întâmplă foarte multe lucruri, mă rog, intră, se angrenează, cei doi se angrenează în jocul ăsta după, după acele indicii, se întâmplă niște lucruri la final care te dau peste cap, te răvășesc, te determină, apare și tatăl lor care le găsește și vrea să le ducă înapoi și le abuzează iară și, mă rog, se întâmplă foarte multe. Până la urmă, Scarlett ajunge să-și cunoască și viitorul potențial soț. Și acolo o întreagă nebunie cu el, adică o întreagă dramă și un dezastru total. Și după aceea vine bomba, când îți dai seama că ai uitat de fapt că de fapt e un joc totul. Da, este... Trust me, nu v-am dat spoilere, deci este foarte faină cartea, mi-a plăcut, este puțin diferită, este cumva fresh pentru mine. Mi-a plăcut foarte tare, am citit-o, cred că în 2-3 zile, nu știu, că n-am stat neapărat pe ea, efectiv, să o citesc. Dar mi-a plăcut foarte, foarte tare și foarte simpatică și vreau să iau și partea a doua, așa treia, că am înțeles că e o trilogie, o duologie sau o trilogie, parcă e o trilogie, nu mai știu exact, dar vreau să iau și celelalte două volume, dacă e trilogie, și să vedem cum, ce se întâmplă pe mai departe. Nu mai încă pe îndoială, e clar că ăsta i-am dat 5 stele pentru că mi-a plăcut atât de mult. Apoi, am ascultat o carte, sau cumva în paralel, în timp ce mai făceam chestii pe aici, am ascultat o carte pe care am găsit-o întâmplător pe YouTube, și anume Fructele mâniei, de John Steinbeck. Asta pentru că știți că am citit Oameni și șoareci la finalul anului trecut și mi-a plăcut foarte tare și mi s-a părut impresionantă povestea. De data asta n-am mai fost impresionată de această poveste. Este un fel de... Dacă e să extrapolăm puțin subiectul, eu am văzut cartea asta ca fiind ceva de genul Răscoala sau Pădurea spânzuraților al lui Rebreanu, dar... cu acțiune în America și raportată la istoria Americii, știți? Cu moșieri care vin să-și revendice pământurile și dau afară de pe pământurile respective oamenii care le munceau pământurile și care munceau pentru ei și pe care îi țineau acolo doar pentru o strachină de mâncare și așa mai departe. Povestea în sine tragică și cu multe aspecte dureroase și cu multe... Dar m-a și plictisit. Niște descrieri din astea ample... Da, Steinbeck, mă rog, a trăit într-o anumită perioadă și este firesc că el în sine, ca autor, ca scriitor, aparține unui curent literar care asta făcea. Niște descrieri din astea ample, cu multe hiperbole, cu multe epitete, cu multe, nu știu, detalii, cu, știți, cu multe, multe figuri din astea de stil care... efectiv, la un moment dat, ți se par inutile și obosesc așa, fiind prea multe. Fiecare început de scenă începe cu o bucată din asta care are mai foarte multe figuri de stil și multe descriere amănunțite, inutile, pe care poți să le deduci din acțiune. Înțeleg că vine dintr-o anumită epocă și aparține unui anumit curent, dar m-a plictisit, adică nu pot să zic. Și subiectul în sine mă plictisește. Adică după Răscoala și Pădurea spânzuraților și Ion și toate astea, îți cam faci o vagă idee de tot restul lumii, pentru că nu doar la noi în România, ghiciți ce, nu doar la noi în România s-a întâmplat treaba asta, și îți cam faci o vagă idee despre sentimentele oamenilor și senzațiile și toate cele, și atunci, da, devine plictisitor. Frumoasă poveste în sine, v-am zis, dacă n-ar fi fost atâtea descrieri ample și amețeli, ar fi fost ok, dar așa nu. Asta i-am dat 3 stele pentru că sunt deja supra-saturată de subiectul ăsta, cum v-am zis, și nu mai trebuie, nu mai e fac. Și după aceea, pentru că deja știți că am o pasiune pentru Neil Gaiman, am
deschis un audiobook cu o carte care se numește The Ocean at the End of the Lane. Este o poveste foarte interesantă. În primul rând mi-a plăcut cum a fost construită. Este o poveste în ramă, dacă vreți, dacă vă aduceți aminte din liceu ce înseamnă poveste în ramă. Adică începe o poveste despre care nu știm foarte multe și în povestea aia se deschide altă poveste. Exact așa este, cu un tip care acum este la vârsta adultă, matură, și se duce undeva, se duce unde era casa copilăriei lui. Se pune pe o bancă și în fața unui iaz, așa, și stă acolo și-și aduce aminte de copilăria lui, de niște întâmplări din copilăria lui, întâmplări care au fost fantastice și întâmplări care s-au petrecut, bineînțeles, stilul lui Neil Gaiman, cu tot felul de ființe din astea ciudate, cu tot felul de lucruri bizare, cu, mă rog, așa, și... Mi-a plăcut povestea, a fost frumos povestită, a fost frumos construită, doar că mi-a dat seama că este genul de poveste pe care un copil ar putea să o construiască, de exemplu, când părinții lui divorțează. Este fix genul de poveste pe care un copil, nu știu, să spunem că părinții unui copil divorțează când acesta are 7 ani, el, ca să treacă peste trauma asta și peste toată situația asta și peste schimbări, inventează motivul pentru care se despar părinții lui. Și cumva asta mi-a indus. Povestea frumoasă și construită frumos și povestită, audiobook-ul, bineînțeles, narat de Neil Gaiman, nu este dintre toate cărțile pe care le-am ascultat și citit de la el, nu este preferata mea, dar mi-a plăcut și ea foarte mult și i-am dat 5 stele pentru că mi-a plăcut, efectiv mi-a plăcut și așa a fost frumos scrisă, adică a fost frumos construită, fără prea multe descrieri inutile, fără prea multe alambicături, adică frumos făcută în stilul lui, dar nu știu, ceva i-a lipsit, nu știu, parcă, sau faptul că m-a făcut să-mi dau seama că, băi, asta e o invenție pe care ar putea o avea un copil de 7 ani când divorțează părinții lui, sau, nu știu, ceva, parcă așa, dar a fost frumoasă povestea, per total. Apoi, mai avem o carte audio și este No Excuses de Brian Tracy, o carte de care am dat întâmplător și mi-am adus aminte că o aveam și eu pe Goodreads la Want to Read. Discursul în sine despre a nu găsi scuze este ok și mi s-a părut foarte ok. Și sunt câteva idei în cartea asta bune și care merită băgate în seamă, ca să spunem așa, dar ideile astea pe care le tot împinge Brian Tracy și care într-adevăr în anii 80-90 au funcționat, dar care acum nu mai funcționează, mi se par atât de toxice. Cu cât trece timpul, cu atât mi se pare că lucrurile astea pe care le spune Brian Tracy, și nu numai el, că sunt mulți ca el, sunt atât de toxice pentru oamenii din ziua de astăzi, încât nu știu dacă ar mai trebui lăsate cărțile astea pe piață. Adică, ce vreau să spun prin asta? La un moment dat îți vorbește despre cum să îți idolatrizezi munca și cum să muncești foarte mult. În primul rând că nimeni în epoca de astăzi, nimeni nu mai muncește 8 ore pe zi. Decât probabil ăia sunt angajați la stat în România, că ăia pleacă pe la 3-4 și nu stau 8 ore, nici nu stau 8 ore. Dar în rest, nu mai există oameni care să stea mai puțin de 9 ore. Și asta așa, în cazuri fericite, la birou, da? Sau la muncă. Sunt foarte mulți oameni care stau între 10 și 12 ore și nu îmi poți spune tu mie că un om care stă 12 ore la muncă, este plătit cu un salariu mediocru, mai are energie și răbdare să învețe ceva după serviciu, să se ocupe să-și dezvolte un skill, să se ocupe să schimbe jobul sau să avanseze. Plus că este o mare diferență între societatea americană, chiar și aia din anii 80 față de asta de acum, dar cu atât mai mult este o diferență între societatea americană din anii 80 și noi acum, pentru că în Statele Unite, într-adevăr, ai oportunități. Poți, nu știu dacă știți, dar în Statele Unite, în 12 ore îți poți înființa o firmă, pe când în România îți ia 30 și ceva de zile, asta într-un caz fericit. Sunt situații în care durează și mai mult, da? Nu poți compara mediul de lucru din Statele Unite, nu, adică poate că
cartea asta este bună în contextul Americii. Poate că acolo e ok, dar în România, spre exemplu, nu se aplică. În România poți să fii tu cel mai bun angajat, să muncești cel mai mult, să stai peste program, să ai cele mai bune rezultate, să-ți termini toate taskurile înainte de deadline-uri și așa mai departe și cu toate astea să fie promovat unul care este mai slab pregătit decât tine, care nu muncește atât de mult ca tine, dar care îi zâmbește frumos șefului sau șefei, da? Mie mi s-a întâmplat, am avut o tipă care avea 10 clase, că atât avea, s-a plictisit după clasa 10-a și a fost promovată mi-a fost promovată ca șefă. Noi facem parte dintr-o societate în care sunt atât de multe anomalii pe care cel puțin Brian Tracy și alții ca el nici nu pot să le conceapă. Și de aia mi se pare foarte toxică genul ăsta de carte și foarte genul ăsta de gândire. El merge cumva la un moment dat, îți induce ideea ca exact ca idiotul ăla de tată bogat, tată sărac. Deci și ăla la fel îți zice că ești sărac pentru că ești leneș sau pentru că ești prost. Și ceea ce nu e cazul, sau pentru că nu muncești suficient. Ceea ce nu e cazul. Statistic s-a demonstrat că oamenii cu cât sunt mai săraci, cu atât muncesc mai mult. Săraci muncesc mai mult decât cei care, nu știu, sunt la un nivel mediu sau au bani și muncesc, dar nu atât de intens și atât de tare, da? Deci statistic s-a demonstrat că, băi, cu cât ești mai sărac, de fapt muncești mai mult. Doar că munca ta nu este cuantificată la fel de bine. Și e vorba iarăși de mediul în care muncești, de mediul în care trăiești. Da, e o carte cât de cât ok din care poți extrage niște idei bune despre cum să nu mai găsim scuze la absolut orice. Pentru că, da, aici sunt de acord că suntem maestri la a găsi scuze, că nu am... nu știu ce, pentru că, vai, Doamne, s-a întâmplat X și Y și Z. Știi? Adică vrei să faci un lucru sau nu-l faci, cam pe principiul ăsta. Dar de aici și până la foarte multe idei toxice pe care le are, cu trezește-te la 4 dimineața, vezi să fii tu cu o oră și ceva înainte la serviciu, muncește în timpul pauzei de masă, muncește încă o oră și ceva, două, după program. Astea sunt chestii toxice. Astea sunt chestii care n-ar trebui permise, care n-ar trebui să se întâmple. Pentru că de aici ajung oamenii la epuizare, ajung să nu mai aibă viață personală și iarăși mi se pare fabulos cum el vede ca fiind un echilibru, ca fiind ceva normal să muncești 12 ore pe zi și să ai și o viață de familie ok. Nu se întâmplă chestia asta. În general, când muncești foarte mult, viața ta personală este dată peste cap pentru că nu-ți mai vezi copiii, nu-ți mai vezi soția, nu mai ai timp de ei, nu mai ai răbdare, nu mai ai nervi fizic, nu mai ai efectiv răbdare să stai să le asculți problemele și ei se frustrează și spun că nu ești acolo tot timpul și așa mai departe și poți să le aduci tu bani și să le oferi confort, dar nu compensează nevoia de a fi prezent în anumite situații, știți? Și e așa un talmeș-balmeș, nu știu, probabil cartea asta a fost utilă, cum am zis, anii 80-90, cred că a fost utilă, nu zic că nu, dar în prezent nu mai este, nu este, este depășită și chiar sunt multe chestii care mie mi se par toxice. Și o să mă întrebați, bine, dar de ce ai citit cartea, dacă nu știam la început, când m-am apucat de cartea asta, vă dați seama că nu știam lucrurile astea, ulterior le-am aflat, după ce am stat și am terminat cartea și am digerat-o așa și am stat și m-am gândit la toate ideile astea, mi-am dat seama că nu sunt tocmai ok și e bine să ai rezerve și asta am observat de-a lungul timpului, că la început, când, nu știu, eram prin facultate, când am terminat eu facultatea așa și am descoperit lumea asta self-help-ului și mi se părea, wow! Mi se părea că Brian Tracy îmi deschide orizonturile și că, mamă, ce îmi deschide universul și ce mi-a deschis mintea, ceea ce e posibil să fi făcut la momentul respectiv. Dar după, trecând niște ani și mai digerând și eu niște lucruri, îmi dau seama că nu e așa, că de fapt lucrurile pe care le zice el chiar devin toxice și chiar răsrele, pentru că are chestia asta de a-ți induce că, bă, e sărac pentru că nu ești bun, pentru că nu ești suficient de bun. Și am stabilit deja că, bă, poți să fii sărac chiar dacă ești foarte bun la un lucru. Depinde foarte mult de context, de noroc, sunt foarte multe aspecte pe care el nu le ia în considerare și pe care el le consideră ca fiind scuze, apropo de cartea asta.
Și sunt foarte multe lucruri pe care oamenii normali, cu scrupule, nu le-ar face, pentru că, iarăși, hai să intrăm într-o mică paranteză așa, el vorbește despre salarii și nu știu ce, și despre când, cum trebuie să te apreciezi, să te duci să ceri salariu, să-ți negociezi salariu, să nu știu ce, dar eu fac pariu că la el în firmă sunt oameni plătiți cu salariu minim pe economie și că nu le-ar da un leu, un cent în plus, nu un leu, un cent în plus. Da, deci, da, am descoperit că în timp lucrurile pe care le-a zis el sunt din ce în ce mai dizolvate și că nu mai trebuie să-l luăm așa în serios. Și de altfel foarte mulți oameni din sfera asta self-help-ului sunt așa, adică nu prea trebuie să luați în serios, pentru că cum e și ăla din tată bogat, tată sărac, la fel zice că ești sărac pentru că ești leneș și prost. Nu pot să mă câștigi cu argumentele astea, da? Bun. Apoi, un autor pe care îl aveam pe lista mea de obiective, dacă ați văzut, îl aveam pe lista mea de obiective de citit anul ăsta și mă bucur că l-am bifat din prima lună a anului. O carte despre care am auzit foarte multe în sine, dar nu știam exact despre ce este vorba, bănuiam după numele autorului și după coperta cărții, dar nu știam exact despre ce este vorba. O carte pe care m-am ținut, am tras cu dinții să nu-i dau 5 stele până la final. Deci nu vreți să știți cum am tras de cartea asta. Din cauza subiectului am zis să nu cad și eu în capcana de a fi furată de peisaj și să nu-i dau 5 stele. Și am tras cu dinții și i-am dat 5 stele pentru că da, e bună, până la final e bună. E bună și este vorba de Splendida cetate a celor 1000 de sori de Khaled Hosseini. Este cartea contemporană la Book Club-ul meu, despre care nu v-am zis nimic, dar l-aveți în descriere dacă vă interesează, dacă vreți să intrați în Book Club. Este cartea contemporană a lunii ianuarie. Nu știu care e luna, în care sunt cărțile pentru luna februarie, pentru că încă n-am făcut întâlnirea la Book Club și cred că o să schimbăm puțin lucrurile din februarie, pentru că am zis să mai diversificăm lucrurile, să le mai spice it up, să mai facem să le facem să fie mai antrenante și mai plăcute. Deci stați pe aproape că o să vă povestesc și de Book Club, că ce o să se întâmple cu el. Dar pentru luna ianuarie am mers pe formula veche din anul trecut și am avut o carte contemporană și un clasic. Cartea contemporană a fost asta. O carte despre care v-am zis că am auzit foarte multe, multă lume o iubește, o adoră, nu știu ce, așa. Dar în sine nu știam despre ce este vorba. Și este povestea a două femei care ajung să fie soțiile aceluiași bărbat din Afganistan. Te trece puțin prin istoria Afganistanului până în 2002 și da, este o poveste sfâșietoare, dureroasă, care te rupe efectiv în bucăți, care te face să-ți dai seama că e bine totuși că nu trăiești în lumea aia ca femeie, că femeile totuși n-au... nu prea au drepturi și nu prea au voie să facă foarte multe lucruri acolo. În egală măsură, pe mine mă sperie cum sunt trăsături pe care le observ la oamenii și mai ales la bărbații de la noi, împrumutate din lumea musulmană. Pe de o parte, în cel puțin l-am raportat la România, pe de o parte este firesc, pentru că noi am tot fost invadați de toate popoarele posibile și imposibile prin zonă și este firesc să fii preluat din culturile sau obiceiurile lor, dar văd foarte multe lucruri. Spre exemplu, chestia asta care, iarăși, nu știu de ce, se propagă din ce în ce mai tare în România în ultima vreme, probabil pe fondul educației, și anume femeia să nu mai iasă din casă singură. Nu știu dacă ați observat chestia asta, dar sunt din ce în ce mai mulți oameni care consideră că femeia nu trebuie să iasă din casă singură. La noi, în România, aici, nu vorbesc că în Orientul Mijlociu, nu, acolo e altă discuție, altă cultură, treaba lor. Dar vorbesc în România, nu știu dacă ați sesizat treaba asta, dar în ultimii 3-4 ani, mai ales de acum cu pandemia asta, parcă au luat-o razna toți. Toți. Și femeile se complac în chestia asta și, eu nu mă duc singură, nu, eu nu ies singură la mall, eu nu mă duc singură nu știu unde. Și pe mine mă șochează că reînvie chestia asta sau faptul că tu ca femeie aparții unui bărbat. Sunt, nu știu, sunt multe elemente pe care eu le cumva le corelez cu lumea musulmană și văd că sunt și la noi,
Și în loc să le dăm la o parte ușor, ușor așa, că numai bine nu ne fac, noi le acceptăm de bune, zic, a, ce drăguț. Nu, nu e drăguț deloc. Dar revenind la carte, așa, ăsta e un subiect pentru altă dată, revenind la carte, povestea a două femei, poveste foarte tragică, care sunt soțiile a celui ași bărbat, care le maltratează, le chinuie și le denorocește pe ambele, și care sunt împinse la a face foarte multe lucruri de nedescris din cauza suferințelor la care sunt supuse. Foarte frumos construită povestea. Chiar foarte frumos construită povestea. Mi-a plăcut stilul ăsta în care a scris Khaled Hosseini. Te introduce în atmosfera aia Afganistanului din 80 până încoace. Și îți dai seama cum efectiv unii oameni chiar se nasc fără noroc în viața asta. Nu știu, asta mi-a lăsat senzația. Adică la un moment dat se întâmplă niște lucruri și îți dai seama că unul din personaje, indiferent în ce direcție ar fi luat, tot rău i-ar fi fost, adică chiar nu a avut noroc, tot acolo ar fi ajuns, adică pe ideea nu există destin și pe ideea, sau pe ideea că destinul e bătut în cuie și nu îl mai poți schimba cumva, știți? Nu știu, foarte frumos și provoc așa niște stări și m-a stors de câteva lacrimi și cartea asta și i-am dat 5 stele până la urmă, deși m-am ținut să nu-i dau, i-am dat 5 stele și da, mă bucur că am mai bifat un autor popular și un obiectiv de-al meu de la Book Club. Apoi, cealaltă carte de la Book Club, și anume clasicul lunii, este Trei într-o barcă, de Jerome K. Jerome. Un clasic al literaturii engleze și un clasic care se studiază la școală, am înțeles, sau se studia într-o vreme la școală, adică cum îl avem noi pe creangă. Cam așa era Jerome K. Jerome și Trei într-o barcă și paralela asta cu creangă, să știți că nu este deloc depășită pentru că este exact genul ăla. Nu știu, dacă l-am vedea pe creangă scriind cărți mai pentru adolescenți sau adulți, cumva în stilul ăsta ar fi, cu niște personaje absolut, din punctul meu, detestabile. Nu știu, mie nu mi-au plăcut personajele absolut deloc, pentru că practic sunt niște lepre ale societății care nu fac nimic, dar care găsesc pentru fiecare situație în care se află, găsesc câte o scuză și găsesc un motiv pentru care n-a ieșit, dar niciodată nu sunt ei îndevină și asta dă naștere unor situații atât de comice și asta explorează cel mai bine Jerome K. Jerome, și anume comicul de situație. Deci îl explorează minunat, sunt foarte multe faze din astea în care se întâmplă lucruri exact ca în Stan și Bran, efectiv zici că, sau probabil și ăia s-au inspirat de aici din cartea asta, pentru că sunt multe lucruri din astea, niște caramboluri, niște lucruri din astea care se întâmplă exact ca în Stan și Bran, dar personajele în sine detestabile, adică caracterul lor și lipsa lor de implicare și de asumare, nu știu, este, v-am zis, mie nu mi-au plăcut personajele în sine, sunt niște personaje detestabile, dar comicul ăsta de situație a fost minunat explorat. Ce este deranjant din punctul meu de vedere, spre deosebire de, uite, The Ocean at the End of the Lane, ce e deranjant la cartea asta, că la fel este o poveste în ramă, devine poveste în ramă la un moment dat și te agasează cu prea multe povești din trecut. La un moment dat autorul, care este și personaj, povestește ceva, se întâmplă ceva, îți descrie o situație. Asta mi-aduce aminte de Xulescu, știți? Adică îți bagă o altă poveste și la un moment dat devine obositoare și plictisitoare. De-aia am dat 3 stele. Dar simpatică povestea în sine. Simpatică, pentru un clasic simpatică. Penultima carte din această serie minunată este The Art of Learning, de Josh Waltz. Da. Am uitat, mă iertați. Am uitat. Este acel jucător, campion național la șah, am zis mondial în vlog, nu știu dacă a fost campion mondial, am zis că mă uit și am uitat să mă uit, dacă a fost și campion mondial, dar a fost multiplu campion național la șah în Statele Unite și a fost campion mondial la karate, la categoria sau la stilul tai chi.
cartea asta este tot așa, o carte un pic autobiografic, o self-help, așa. Este o carte pe care intenționez să mi-o cumpăr. N-am găsit-o în română, dacă știți că ar fi în română, spuneți-mi care e titlul, că eu nu l-am găsit. Am încercat să-l găsesc, când să vi-l las în descriere la vlogul ăla când am vorbit despre ea. N-am găsit-o în română, dar este în engleză și la noi și vreau să mi-o cumpăr, chiar dacă e în engleză, vreau să mi-o cumpăr, să o am fizic, pentru că aș vrea eu să notez niște chestii pe ea și să subliniez niște chestii, pentru că sunt multe lucruri destul de interesante în cartea asta. Vorbește despre cum a învățat el șah și cum a învățat el prin metode mai puțin convenționale. Cum a avut niște antrenori care i-au cultivat stilul ăsta mai puțin neconvențional la șah. Apoi, după aceea, când a intrat în rândul lumii, a ajuns să se supra-satureze, să devină obosit de șah, să-i fie silă și a renunțat la șah și a trecut la tai chi, unde, la fel, a învățat foarte multe lucruri. Și poți extrage niște idei foarte interesante. Nu este neapărat genul ăla de carte self-help, stil Brian Tracy, în care spune că ești prost pentru că nu muncești sau e sărac pentru că nu muncești, ci este genul ăla de carte confesiune cumva, din care înțelegi că, păi, uite, lucrurile astea, ăștia sunt pașii buni pe care i-am urmat. El îți arată cumva care sunt pașii prin care a trecut el și care sunt etapele prin care a trecut el și ce a făcut el și cumva să tragi niște învățături de acolo și să poți aplica pașii aia și în viața ta, dar în contextul tău, știți? Adică nu te obligă să-ți mutilezi tu, să-ți transformi tu realitatea ca să se plieze pe ce zice el, din contră îți sugerează să iei ideile alea și să le pliezi pe viața ta, ceea ce mi se pare că este un mod mult mai sănătos de a privi lucrurile. Și dacă mă întrebați pe mine, cred că așa ar trebui să fie cărțile de self-help, nu să te oblige să-ți modifici lumea, să-ți transformi lumea pentru a se plia pe carte, ci cartea să se plieze sau lucrurile din carte să se plieze pe viața ta, știi, să le transformi pentru a se plia pe viața ta. Cam așa este și mi-a plăcut. Au fost multe idei interesante pe care le-am extras și cu privire la performanță, da, la ideea de a fi cel mai bun și cu privire de la a învăța și cu privire la eșec, că știți că noi suntem învățați să vedem eșecul ca fiind o boală terminală. Adică dacă ai greșit, ai dat greș într-o situație, într-un punct anume al vieții tale, gata, s-a terminat, de acolo nu mai pot. El îți deschide mintea și încearcă să te învețe cum să exploatezi și te forțează să te gândești la faptul că există oportunități în eșec. Când dai greș, când nu-ți ies lucrurile cum vrei, există oportunități, ai ce învăța din greșeli, ai ce învăța din... Există o mulțime de lucruri bune pe care le poți extrage din urma unui eșec. Apropo de asta, dădeam un exemplu cu Michael Jordan, basketbalistul. Cel mai mare marcator, marcatorul cu cele mai multe coșuri date și cu cele mai multe puncte date din istoria basketului american for all times, da? Cel mai bun marcator din istoria al basketului american, dacă nu chiar mondial, este Michael Jordan. Hands down. Asta o știam deja. Și el zice, băi, voi vă dați seama că el este cel mai bun marcator din lume, din istorie, dar în egală măsură câte ratări a avut, deci câte coșuri a ratat și câte puncte a ratat în același timp, în timp ce lumea îl vedea ca fiind cel mai bun marcator, ca să devii cel mai bun, trebuie să și ratezi foarte mult, să știi toate pozițiile din care ratezi și așa mai departe. Și iarăși mai dădea un exemplu cu el când s-a rănit la, cred că mâna dreaptă, parcă mâna lui dominantă în orice caz, s-a rănit la mâna dreaptă, s-a accidentat și a doua zi el era în sala de antrenament și toată lumea zicea, du-te și stai și odihnește-te și repară-te și nu știu ce și vii după aia și te antrenezi. Nu, nu, nu. El s-a dus în sala de antrenament și s-a antrenat cu mâna cealaltă, lucru care s-a dovedit că i-a dezvoltat niște skill-uri ce au fost foarte utile mai târziu. Da? Adică din eșecul de a se răni și de a nu marca puncte cu mâna dominantă, a întors lucrurile în favoarea lui. Șocant, nu? O teorie șocantă pe care noi nu o învățăm. Noi o învățăm că dacă ai greșit, ești terminat. S-a terminat. Nu mai e. Nu. Ai o singură șansă să reușești în viață și dacă n-ai făcut-o din prima și nu ți-a ieșit din prima, gata, ești un rebut. Da. Și ultima carte, care este... Știu că o să mă înjurați acum, dar este cea mai mare dezamăgire a lunii ianuarie sau... Cea mai mare dezamăgire până acum din punct de vedere al cărților.
o să mai vină. Mă consolez cu ideea că o să mai vină. Pe parcursul anului vor mai fi și alte cărți care mă vor dezamăgi și mai tare decât asta, dar m-a dezamăgit pentru că hype-ul este atât de mare în ceea ce privește cartea asta, că de-aia am luat-o, de-aia am citit-o, o să o vedeți în haul. Pe cât este de mare hype-ul, pe atât este de mare dezamăgirea mea cu ea. Și iarăși îmi confirmă faptul că eu și autorii japonezi nu facem chimie bună, nu facem casă bună și mai bine ne evităm, așa, de la distanță. Respectuos ne evităm. Și este vorba despre Până nu se răcește cafeaua, de Toshikazu Kawagaki, cred. Probabil să fi distrus numele ăsta săracu. Știu că toată lumea e, wow, cât e de extraordinară cartea asta, wow, wow, senzațională, băi. Deci mie mi-a dat cu virgulă rău de tot cartea asta. În primul rând că n-are nicio treabă cu asta, cu biblioteca de la miezul nopții. Cumva ideea inițială este pe acolo, dar nu, n-are nicio treabă cu biblioteca de la miezul nopții. Am înțeles ideea că sunt oameni care poate și-ar dori să schimbe realitatea, să schimbe contextul în care trăiesc, dar la ce bun tot procesul ăsta dacă nu se schimbă? De ce? Și iarăși, nu cred că e vina neapărat a autorului, ci cred că e o problemă de traducere. Sau e o problemă de interpretare a culturii, nu știu. Pentru că la un moment dat este tradusă, sunt fraze sau sunt dialoguri care sunt traduse că Xuleasca țipă, deși n-ar trebui să țipe, ci pur și simplu o apucă țipatul, așa, știți? O apucă răgnitul, așa, răgnește din toți plămânii un răspuns la o întrebare, deși n-ar fi trebuit. Și asta bănuiesc că este pus, o putem pune și pe seama faptului că, știți, că asiaticii au ei niște momente de astea când țipă sau când din cauza accentelor ai senzația că ei țipă. Bănuiesc că este și o problemă de traducere, care nu este cea mai fericită. Tind să cred că și aici este o micuță problemă. Iarăși, au fost multe chestii care mie mi-au dat cu virgulă. Spre exemplu, în prima poveste, tipa aia, că am și uitat cum o cheamă, se duce și la un moment dat se trândește pe masă așa. Îi las zăpă lângă ea, toți continuă conversația, nu știu ce, trec vreo 40 de pagini, în timp ce ea stă leșinată pe masă așa. Dar nimeni n-are nicio treabă cu faptul că ea stă leșinată pe masă, nimeni n-are nicio treabă cu ea că e acolo, nimeni n-are nicio treabă, nu reacționează, nu vorbește nimeni despre ea, ea nu mai se implică în discuție, nu nimic. Pur și simplu stă leșinată pe masă. Ha? Că unde a venit treaba aia? Știți, pe mine m-a lovit, așa m-a trăznit. Cred că se împlinește chiar în primele 20 de pagini treaba asta, că știu că era fix la început și m-a șocat. Și mai sunt faze din astea în care pur și simplu au niște reacții din astea pe care eu nu pot să mi le explic. Da, nu. Și ideea asta că trebuie să te duci în trecut, să vezi, să-ți repari greșelile, dar nu le poți repara, că nu poți schimba trecutul și nici prezentul. Băi, și atunci de ce mă mai duc? Ca să constat că nu pot să schimb prezentul? Păi asta știam deja. Huh? Nu știu, nu mă... Deci, nu, pentru mie mi-a dat cu virgulă cartea asta, jur. Deci mi-a... Nu știu, nu te-ai găsit, m-a plictisit. Conversații și dialogurile mi s-au părut insipide, așa, fără nicio noimă, nu știu, răsărite așa din neant unele din ele. Repet, asta s-ar putea să fie și din cauza traducerii, să nu fie cea mai fericită traducere, dar, da, nu știu, niște reacții din astea ciudate, așa, niște lucruri care răsar din, și nu știu de unde, se întâmplă lucruri și nu știu de unde. Ce, Doamne, iată! De ce v-a plăcut? Spuneți-mi și mie, explicați-mi clar de ce v-a plăcut, că poate o reiau cartea și o citesc, că poate sunt eu tâmpită și n-am priceput. Că și asta e o opțiune foarte viabilă și foarte posibilă, da? Deci, explicați-mi de ce v-a plăcut și ce ați înțeles din carte și cu... Exact. Și explicați-mi faza cu aia leșinată pe masă. Că nu, efectiv, aia a venit de nicăieri, pur și simplu era într-o discuție și o vezi întinsă și zice una de lângă ea, zice, e un caz pierdut. Și după care tipa aia trece mai departe și discută cu barmanul și barmanița și cu așa și văd ale lor și discută 40 de pagini și se întâmplă povești și nu știu ce, după care aia se trezește și se bagă în conversație, așa. Deci care-i treaba cu ea? What's happening? I-am dat totuși 2 stele, că m-am chinuit. Și că repet, s-ar putea să fie vina traducerii și de aia să nu fie cea mai fericită traducere, dar i-aș fi dat o stea cu mare drag.
Prin urmare, și așa deci, astea au fost cărțile mele pe ianuarie. Eu sunt foarte fericită cu ce am reușit să termin. Sunt foarte mulțumită. O să avem de luptat în luna februarie pentru a repara toate cărțile pe care le-am început și nu le-am terminat, pentru că vreau să mă țin de acel obiectiv în care nu mai am cărți începute și neterminate, da? Vreau să mă țin de treaba aia. Mă gândesc să schimb puțin formatul la clipul ăsta cu repapul, să vedem dacă miese pe februarie. Nu știu ce cărți am la Book Club, dacă vreți să vă înscrieți, aveți linkurile în descriere. Nu știu exact ce cărți am la Book Club pentru luna februarie, dar urmează să aflăm și o să vă țin oricum la curent și pe Instagram. Dați un like și un share la clipul ăsta, spuneți-mi ce ați citit voi, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!